dimineața, dragi prieteni. Dragi prieteni, m-am trezit și eu acum. Și am plecat la vânătoare, adică la vânătoare de muncă. Așa zic mai nou, la vânătoare. Am plecat la muncă, dau să-l iau pe Gabrielu. Astăzi începem o nouă zi la apartament. Deja el a avansat. Astăzi sper că avansează și mai bine. Eu am apuc de holul acela, trebuie să sparg la zidul ăla care l-ați văzut. Adică bucățile alea de zid, nu mai e un zid întreg. Da. Astăzi trebuie să avansăm că deja nici materiale nu mai sunt, am păpat cam toate materialele. Trebuie să vină proprietara să ne mai aducă materiale. Din câte am înțeles, că astăzi ar fi venit sau vine, și din câte mi-a spus Gabriel, că deja ce a fost acolo, materialele toate s-au dus. Și acum am de încărcat acolo, o să vă arăt eu, pe hol am de încărcat dunga aia, e cam 2 cm adâncime. Prieteni, ce să vă zic, mă bucur și eu pentru voi când vă treziți dimineața, plecați la serviciu, unii duc copiii la școală, că asta este vorba românului: Doamne ajută-mă să mă trezesc mâine dimineață să pot să iau o nouă zi de la început. E mai rău de cei care nu se mai trezesc, știți cum e vorba aia, dar eu în fiecare seară mă rog la Dumnezeu: Doamne, mâine să-mi ajut să iau o nouă zi de la capăt. Că știți cum este vorba aia, pui capul jos, te culci, dar nu știu dacă te mai trezești. Că s-a întâmplat fel și fel de cazuri și da, dacă Dumnezeu e bun cu noi și ne ajută și noi îi mulțumim din suflet că există pentru noi, ne apără de rele, de tot. Că prieteni, fără Dumnezeu nu putem face nimic. Orice lucru în viață, ați văzut că orice faci în viața asta, primul lucru, când pleci la o treabă, la un drum, la ceva, ce spui? Doamne ajută! Deci, asta e prima noastră vorbă. Și dimineața când ne trezim, Doamne îți mulțumesc că iau o nouă zi de la capăt și cu putere de muncă. Știți cum e, n-ai putere de muncă, nu faci nimic în viață. Totul se face prin muncă, prieteni. Cum e și vorba aia, ai carte, ai parte, n-ai carte, n-ai parte. Și voi cum este. Dar în fine, prieteni, oricum eu vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu și chiar vă rog în continuare, abonați-vă, că prieteni, nu costă nimic. Toți cei care vă uitați la mine și îmi deschideți filmulețul meu și vă uitați, apăsați acolo pe abonare, că nu este cu plată sau cu ceva, doar te abonezi și dacă îți place ceea ce fac și cum discutăm, vreau să ne facem o comunitate frumoasă. Deja avem câteva persoane care suntem ca o familie. De-aia rog și pe ceilalți care se uită să se aboneze. Gata, prieteni, ajung aici să le iau pe Căbiță, o să mai revenim de la apartament. Spart și acolo bam bam, am pregătit, acolo am spart, asta trebuie spartă. Nu mai avem material, eu nu mai am. Găbița are material, dar eu nu mai am. Până nu vine doamna proprietară. Ce am transpirat. Găbița acum n-a spune cea.
toată lumea, prieteni, am fost și eu să mă... Am fost și eu să mă turn, prieteni, că am prins ocazia acum la apartament astăzi. N-am mai lucrat, ia vedeți, m-am turn și eu frumos. N-am mai lucrat, prieteni, că am rămas fără materiale. Mâine o să vină proprietara. Trebuie să ajungă. A sunat-o Gabriel și a spus că am rămas fără materiale. Și dacă tot am avut ocazia acum să mă tun și eu, m-am dus repede să mă tun. Am avut niște treabă prin oraș un pic. Și acum, prieteni, vreau să mă duc să vă arăt o mică parte din Severinul nostru. Dacă tot am prins ziua asta așa de frumoasă și cald afară, vreau să mă arăt că mulți dintre voi nu știți, alții care sunt prin apropiere știu. Dar sunt mulți care nu cunosc meleagurile noastre frumoase de la Turnul Severin. Și uite că mi-am făcut timp și vreau să, dacă tot n-am fost la lucru, n-am mai avut materiale, am fost atunci de dimineață, că ați văzut și voi pe Găviță, a fost câteva plăci acolo. Și dacă tot am prins vremea asta frumoasă așa, am zis să vă arăt și vouă ceva frumos la noi. Chiar este frumos afară. Mie mi-arată aici 30 de grade la bord, la mașină. Ce este splendoare. Acum unde vă duc eu să vă arăt, să vedeți cât este de frumos. Cetatea una alta. Așa că, prieteni, rămâneți aproape să vedeți ce vă arăt eu, ceva frumos. Așa cum v-am promis, dragi prieteni, ia uitați să vedeți ce vă arăt eu acum aici. Ia uitați. Aici este cetatea medievală. Așa. Frumos acolo se ia, o să vă arăt și acolo. Este o fântână care se ia apă și cred că e cea mai bună apă din oraș. Mă duc așa să vă filmez. Ia uitați, dacă tot am prins momentul. E o căldură afară de fai de capul meu. Că vedeți că și noi avem locuri frumoase la noi aici, la Severin. Uitați cetatea. Aici este un bazin, dar nu este apă în el. Mamă, așa de cald, merită să faci o plimbare. Mai ales aici, eu când eram, mi-aduc aminte, aveam vreo 17-18 ani, așa, dacă nu mă înșel. Și veneam aici, ne urcam pe cetatea asta, ne jucam, nu era cum este acum renovată. Ia uitați. Bă, dar ce soare! Aici ne urcam pe zidurile astea, prieteni, până sus, acolo, în vârf. Că, na, aveai unde să pui picioarele, vedeți, uite cum e aici. Pui piciorul, te-ai urcat pe ea. Am să vi-o arăt așa frumos. Nu e ceva de vis. Nu mai țin minte pe unde
unde puteai să urci în ea. Mi se pare că pe aici, prin spate, pe undeva urcai, sus acolo este încă un turn. Vedeți acolo sus? Plantanii. Uite de că n-am mai fost aici în spate. Să văd băncuțe, una alta. Vedeți aici în cetatea noastră medievală. Aici nu știu ce poate să fie. Nici n-am idee ce poate să fie pe aici. Ia uitați cât e de frumos. Ia uitați turnul acela mare, cetate. Eu am fost acolo sus. Chiar am fost. Ceva frumos. A, da, uite că se poate intra în cetate. Aici pe acest poduleț. Este 46, ia uitați ce frumos este aici. Mie 944, vedeți cum se muncea. Ia uitați. Haideți că o să intru aici în program de vizitare zilnic între așa spre casa de bilete. Ce fântână. Prin casa de bilete, dar nu arată niciunde. Chiar nu arată niciunde, prieteni. Monumentul este ruina cetății medievale. Dar chiar nu arată. Da, prieteni, m-am interesat. Trebuie să plătești biletul. Trebuie să plătești biletul să vizitez. Thank you.
prieten ca să vizitezi cetatea, n-am mai fost pe aici de când era paragină, ruină. Dar am vrut și de-aia am și plătit biletul să intru, că vreau să vă arăt și vouă ce monument istoric avem noi aici. Ia uitați. O, ia uite fine. Ia uite fine, cea 1. Cea 1 de sarmale fine. Uite căldările. Haideți că mă duc în partea asta. Iau și eu de sus în jos, așa frumos. Da, prieteni, vrei să vizitez cetatea noastră medievală? Plătești. Și acum o să intru aici să vă arăt și vouă. Uitați, tunuri. Una alta. Vedeți, v-am zis eu că pe aici intram eu când eram mai mic. Foarte frumos au făcut-o. Uitați costumașele. Ce se purta domnitorul nostru. Toate lucrate din piatră. Foarte frumos. Foarte frumos. Ia să vin și aici. Ia uitați, prieteni. Ia uitați ce foarte frumos. Nu știu, sper că vă place ceea ce eu vă filmez. Uitați aici cum îi puneau și le tăiau capetele cu acest tăiș. Ia uitați. Aici le punea capul. Și gata. Da, foarte frumos. Să mergem mai departe. Acolo sus vedeți două tunuri. Dar ce tunuri or fi alea, nu știu. Ia să vedem aici ce este. Compartimentul ăsta, doamne, cât de când am mai fost pe aici. Acolo e un ulcior. Aici nu știu ce este. Ia uitați și aici. Uitați, prieteni. Aici îi băga pe ei cu mâinile, cu capul. Îi țineau prizonierii. Ia uitați ce frumos. Vedeți? Scaunul acela cu țăpi. Aici doar l-a aruncat și gata. Ăla era. Acesta îi se spune tronul cu țepi. Deci dacă veți veni vreodată pe aici, pe la noi, să știți, dragi prieteni, că aveți ce vizita. Uitați, făcută din piatră, de pe timpuri. Dar până una alta o să vă arăt eu. Nu știu dacă ne dă voie și înăuntru. Să vă arăt și înăuntru. Da. Ia uitați. Deci am intrat înăuntru. Ia uitați, prieteni. Ce frumos este aici înăuntru. De-aia zicea că trebuie să se plătească.
Și paiele vechi, cum erau odată, ia uitați. Violă. Uitați viola. Se vede viola. 8, harpă. Asta nu știu cine e, prietena mea, cred că. E ceva de vis. Foarte frumos. Ia uitați, buzduganele. Asta este o fântână aici. Uitați. Vedeți, prieteni? Vedeți? Foarte frumos. Fântână cum era odată pe timpuri. Da, așa se purta odată pe timpuri. Acum o să mergem în altă parte, v-am arătat și înăuntru. Dar prietene, deci ca să vizitezi așa ceva, trebuie să plătești. Uitați altă ulcică. Uite și capacele. Uite, în fine, și noi ne văitam de capace. Ia uita și acolo. O cratiță cum era odată de lut. Ia uitați, prieteni, de lut. Mamă, ce sarmale faci în asta. Aici tot un loc așa. O fântăniță. Ia uitați, dragi prieteni. Nu știu, sper că vă place ceea ce vă filmez. Aici avem un tun. Acolo avem un vultur. Uitați frumos, așa lângă gard. Ia să vedem cine este aici. Aici uitați cum băteau clopotele înainte, cum era pe timpuri. Ia uitați aici. Foarte frumos. Ulcioarele. Deci credeți-mă că nu văd un gram de chiștoc pe jos. Ia uitați, prieteni. Zona de belvedere. Coborăm aici scările. Să vedem ce mai e pe aici. Parcă mi-aduc aminte, pe aici era... Nici nu erau ăștia când veneam pe aici. Asta să știți că nu e renovată târziu. Ia uitați, ulcioarele, băncuțele, ce este o arcadă făcută, vă dați seama? Acolo babau. De aici vă arăt și unde beau eu piva, vaporașul. Acolo undeva este portul românesc al nostru, adică portul din Severin, este undeva acolo. Avem și noi port. Acolo în partea cealaltă știți ce este. Nu vă mai dau zoom, acolo să bea piva. Da. Uitați vaporașul aici.
acolo, cum v-am arătat de jos. E foarte frumos. Am mai venit aici, o seche, că aveam 17 ani undeva, până nu 18 ani. Dar nu era ce este acum. Deci nici gând. Deci așa de frumos au renovat-o. De mult am zis că vin aici, vin să văd și eu, că a fost și festivalul cetății. Da, ceva frumos. Am crezut că am spart telefonul. Da, prietene, acum o să ies, că cam asta a fost cetatea. Aici v-am arătat tunul, ulcioarele. Da. Sper că v-a plăcut, prieteni, ce v-am arătat așa din cetate. Ce podul. Aici a fost și podul. Podul lui Traian, tot aici a fost la noi, la piciorul podului, așa îi se spune. Unde este o bucată ruptă din picior. Ia să vă arăt aici toată istoria României din 1923. 1916. Ia uitați cum se purtau. Ia uitați. 1916. Soldații. Secolul al 20-lea. Aici era pe insula Dacale, aici la noi. Aceasta este la noi, insula Dacale. În secolul al 20-lea. Aici este insula noastră, care este între insula Dacale, acolo la gura voi, vedeți? Era o dată, uitați că și scrie acolo insula Dacale, vedere generală. Și a prințul Ferdinand. În croazieră pe Dunăre. Uitați, nu știu dacă ați văzut așa, regele Carol navigând pe Dunăre. Aici familia regală. Ia uitați imaginile de război. Ruinele turnului. Ia uitați ruinele care vi le-am arătat. Da, ceva frumos. Așa mai departe, vă mulțumesc, dragi prieteni, vlogul meu. Și o să mai vă fac vloguri frumoase când o să am timp și prind așa o zi de asta frumoasă. Să știți că am să vă fac vloguri foarte, foarte frumoase. Vă pup, dragi prieteni, și ne auzim.